Oare există oameni care se joacă Minecraft pe Peaceful Mode? Sau toată lumea s-a mutat pe Hardcore pentru că e la modă? Salutări, oameni faini! Numele meu este Puff și bine ați venit pe lumea mea de Minecraft. Astăzi m-am decis să încerc o chestie nouă pe care n-am făcut-o niciodată de când joc eu Minecraft și cred că joc cam de vreo, nici nu știu să spun, probabil 10 ani sau ceva de genul acesta. M-am decis să-mi creez o lume nouă de Minecraft, dar de data aceasta am vrut să schimb un picuț regulile jocului și să pun jocul pe Peaceful pentru a mă putea bucura de vibe-urile chill pe care le ai în Minecraft. Tu, cocoșel, hello, tu o să mori, chiar după ce ziceam de vibe-urile Peaceful și chill din jocul acesta. E bine, m-am decis să creez lumea pe Peaceful pentru a mă putea bucura de vibe-urile liniștitoare și frumoase pe care ți le oferă Minecraft-ul, că până la urma urmei este un joc de survival, dar poți să-l joci și foarte, foarte liniștit, poți să-l joci și doar pentru partea sa creativă și mai exact să te pui, să te plimbi, să explorezi și să construiești lucruri frumoase. Așa că având gândul acesta, m-am pus frumușel și am făcut un plan. Și mai exact am luat câteva moduri care merg pe 1.26, le-am pus pe toate la oaltă pentru a crea o ambianță cât mai frumoasă în Minecraft și m-am decis să creez o lume nouă și să caut un loc extraordinar de frumos lângă un lac sau pe malul unui râu, chiar nu are nici cea mai mică importanță, unde să-mi construiesc o casă de pescar. Și sincer să fiu cu voi, din ce putem noi să vedem aici, cred că ăsta ar fi fost unul dintre locurile excepțional de frumoase în care aș fi putut să construiesc. Dar ținând cont de faptul că este fix lângă spawn, parcă totuși aș vrea să mai explorez un picuț relieful de pe aici, de prin zonă și toată zona asta în principiu, să găsesc totuși o zonă mai drăguță sau să văd dacă pot să găsesc o zonă mai drăguță unde să îmi construiesc căsuța respectivă. Nu știu ce părere aveți voi, dar sincer, mie mi se pare că așa ar fi trebuit să arate generarea de teren în Minecraft, mai ales după update-ul pe care l-au făcut cu munții și cu cave-urile și cu toate nebuniile respective. Cred că așa ar fi trebuit să arate copacii și așa ar fi trebuit să arate și generarea de teren, sincer să fiu cu voi. E excepțional. Pe lângă faptul că avem petele astea, asta mi se par un pic ciudate, însă felul în care se generează munții în modul ăsta și felul în care... și ce frumos cad copacii! Adică, scuzați-mă pe mine, dar a rămas impresionat. Am fost un picuț distras de felul în care pică copacii și, sincer să fiu cu voi, wow! N-am cuvinte, ei... Shaderul ăsta împreună cu modul de generare a terenului mă lasă speechless. M-aș plimba cu voi tot videoclipul și nu mi-aș mai construi nicio casă, doar pentru ambianța frumoasă pe care adaugă modurile astea și shaderul. Extraordinar! Până și după căderea nopții, o ambianță extraordinară și uitați-vă și voi cât de frumos o generat tot dealul ăsta aici, cu un picuț de iarbă pe margine. Nu este dintr-o dată abrupt sau chestii de genul acela, este generat așa frumos de zici că suntem în realitate. Wow! Și avem aici și un râu destul de mare ce ar semăna cu un râu real. Deci nu pot să vă spun, sunt uimit. Sunt uimit complet de cât de frumos se generează terenul. E ceva incredibil. Nu m-am gândit niciodată că Minecraft-ul ar putea să arate în stilul ăsta și arată în mare stil, dacă mă întrebați pe mine. Și nici măcar n-am plecat foarte departe în momentul de față de spawn, aș putea să zic eu. Cred că aia ar fi o insulă, dacă bine văd eu acolo. Însă mi-ar plăcea foarte, foarte mult un lac care să fie înconjurat probabil de o pădure de sprus sau ceva în genul acela. Cred că ăla o să fie planul, da. Cred că acela o să fie planul. O să mă duc să caut prin toate zonele astea, mai ales că Din moment ce suntem pe Peaceful, nu trebuie să stau să-mi bat capul cu scheleți care o să mă urmărească de nebun cu arcurile, cu zombii ce vor să mă ia în brațe sau cu creeper ninja care se strecoară în spatele meu și în momentul în care mă întorc mi explodează în față. Nu o să am griji de genul acela, ceea ce o să fie extraordinar de frumos pentru mine să mă pot plimba pe aici și să mă bucur, pur și simplu să mă bucur de toate peisajele și de toată experiența asta. Sper că și vouă o să vă placă și că o să vă bucurați împreună cu mine de experiența asta liniștitoare și chill pe care o să încerc să vă ofer în acest videoclip și pe viitor cel mai probabil o să mai facem videoclipuri de genul acesta. Nu mă gândesc să creez o serie din toată treaba asta pentru că nu aș vrea să fie episoade, gen episodul 1, episodul 2 și să fie transformată toată treaba asta într-o hartă de survival și să tuc foarte drăguț. Hai să mergem să vedem ce au locuitorii de acolo pentru noi. După cum ziceam, nu aș vrea să transform videoclipul acesta sau ideea asta într-o serie, în sensul în care să fie o serie de survival, cu episodul 1, 2, 3 și așa mai departe, ci pur și simplu aș vrea să apară câte un videoclip odată la ceva timp, când am idei de o construcție nouă sau alte chestii de genul acela. Cioc-cioc, avem un... Cum îi spune la chestia asta? N-am și uitat. Cred că o să o și fur dacă stau bine să mă gândesc. Se numește un blast furnace. Perfect. Avem și o bucățică de iron pe aici. Cioc-cioc. Domnul. De ce era dezbrăcat? A, îl cheamă... Theron. Și... What? Nu-mi vine să cred că e dezbrăcat în momentul în care doarme. Stai că... Stai că sunt uimit. Oh, nu cred așa ceva. Oricum, domnule, ridică-te din pat. Lasă-mă să trag și eu un pui de somn aici în locul tău. Mulțumesc frumos. Ce drăguț din partea ta. Perfect. E dezbrăcat omul când doarme. Tu ești nebun la cap, incredibil așa ceva. Nu aș fi așteptat într-o mie de ani să văd chestia respectivă. Văd că au oamenii și ceva văcuțe pe aici, foarte drăguț, foarte drăguț. Aici ar trebui să fie un blacksmith, ok. Tovarășul nostru... Areți amuzant, dar și terifiant în același timp, nu o să te mint. Dar în același timp e și destul de cool. Arată destul de mișto omul meu. Ia să vedem dacă găsim ceva armură și ceva chestii pe aici, sau mai degrabă ceva unelte de fier. Alea merg un târnăcop de fier, thank you very well, o cașchetă, niște aur, încă câteva mere, deși nu mi s-a făcut încă foame, și câteva oak sapling-uri. Îmi place, e perfect, excelent, și cred că aș vrea eu să fur de aici de la tine, mulțumesc frumos, dacă nu te superi, și două furnale și o să spun niște cobblestone în loc de chestiile respective de acolo. Un picuț de pâiniță, niște cartofei și încă un măr. Perfect, perfect. După cum puteți să vedeți, fiecare stătean în parte, dacă reușesc eu să-l împing pe gușterul ăsta de aici, fiecare stătean în parte are câte un nume deasupra capului. E bine, aia este din cauza unui mod, din nou. Ușile le deschid pe amândouă dată, iarăși din cauza unui mod. Și văcuțele și toate astea au texturi și animații diferite din cauza unui texture pack. O să încerc pe cât cu putință să-mi dau silința și să vă pun, dacă nu toate modurile, măcar majoritatea modurilor pe care le-am folosit în descriere și să vă pun și resource pack-urile și alte chestii de genul ăsta în cazul în care vreți și voi să vă creați o lume de Minecraft și să aveți practic, cum îi spune, terenul generat în felul ăsta sau să aveți chestii legate de săteni sau texturile de la mob și alte chestii de genul acesta. Ei, și acum că am furat niște chestii de prin sătucul ăsta, bine ar fi să ne îndreptăm noi în continuare în direcția asta, în călătoria noastră, în speranța că o să găsesc locul pe care îl râvnesc pentru a mă așeza și eu cât de cât acolo și să încep să adun niște resurse pentru viitoarea mea casă de pescar. Sincer, valea asta ar fi fost genială dacă avea un lac acolo jos. Dacă avea un lac acolo jos, valea asta ar fi fost genială. Și Și mi-ar fi plăcut să găsesc un saddle totuși la băieții mei. Poate așa reușeam să iau un cal și să mă plimb un picuț cu calul pe aici. Să nu trebuiască să traversez eu terenul ăsta pe jos. Acolo, din ce văd eu, este un pillager outpost, dar ținând cont de faptul că suntem pe Peaceful, cel mai probabil pillagerii nu o să se spawneze. Hello, here. Mulțumesc frumos, domnule. Ceea ce înseamnă că tot lootul de acolo ar trebui să fie al nostru pe gratis, fără să trebuiască să ne batem cu absolut nimeni. Exact cum mă așteptam, nu este nimeni pe acasă și aici avem alei. Ah. Măi, sunteți așa de drăzguți, auzi mai și pe mine, drăzguților, sunteți așa de drăguți, dar din păcate momentan sunt nomad și vreau să, călătoresc în căutarea locului perfect pentru casa mea, așa că nu o să vă iau cu mine, dar și mai probabil aș putea oare să... hello, hello, ok, clasicul, aș zice eu, clasicul, dar cocul ăsta... nu știu sigur dacă o să am nevoie de el, de fier o să 100% o să am nevoie. Crossbow. Well, just for the fun of it o să luăm. Cartofei, chestiuțele astea și probabil o să avem nevoie și de astea cândva, cred. Nu știu sigur. Și wheat-ul, ei bine, o să lăsăm aici. Just in case. Oare totuși să fiu un băiat simpatic și să le dau drumul ăleilor? Mă gândesc că ar fi o idee bună. Și așa, ia, mai da să vă eliberez eu pe voi. Vedeți voi după aceea de capul vostru ce o să faceți, dacă o să mă urmați pe mine sau pur și simplu o să zburați în neștire și o să vă faceți de cap. Da, cred că o să vă las să vă distrați, să vă vedeți de treaba voastră pe aici și eu o să-mi văd de drumul meu în continuare. Nu știu dacă e cea mai bună idee să călătorim noaptea pe ocean cu barca, dar... nu de altă dată aș putea pierde, cred că... oh, uite aici o bărcuță scufundată. Dar din ce văd eu în partea asta, sincer să fiu cu voi, nu prea cred că o să găsesc o zonă potrivită pentru ceea ce vreau să fac. Așa că m-am decis să măcar un picuț, să vedem în partea cealaltă de ocean dacă găsim ceva. Și dacă tot am găsit asta aici, cred că ar fi cazul să schimbăm point of view și să ne aruncăm înăuntru să vedem ce naiba putem noi să găsim prin cuferele acestea. Wow! Iron Nuggets 17, două chestiuțe din astea și cred că ar trebui să ies la suprafață să nu mă nec. Și ar trebui undeva pe dedesubt să găsim și harta unei comori, nu? Sau... ia să vedem, există aceasta, un compas, nu că m-ar interesa prea tare și chestiuța asta mă interesează cel mai mult. Putem să lăsăm puiul aici, probabil că și ciupercuța, că nu o să avem nevoie de ea și vreau să vedem, casca putem să o punem în cap ca să mai facem un picuț de loc și ia să vedem ce mai putem ne lăsa pe aici. Probabil că penele astea. Aș lua compasul pentru că ăsta o să mă poată întoarce la spawn în cazul în care nu-mi găsesc un loc care să-mi placă mie. Acolo la spawn totuși era un loc destul de drăguț unde aș fi putut să construiesc eu mica mea casă de pescar. Dar cred că ar fi bine acum să ne ducem totuși către comoara respectivă. Dacă tot e pe aici, pe undeva prin zonă, oare în ce direcție te afli tu, comoară? Cred că în partea asta ceva în genul ăsta sau ar fi fost în spate către nebuniile astea de stânci cu nisipele. E prima dată când văd așa ceva și să fie și chiar așa de înalte. Și înăuntru acolo, mamă, deci trebuie să vedeți asta. Acum o văd și eu, acum am observat-o și eu, e nebunie. Uite-te și tu cum arată chestia asta de aici. Gen o intrare în peșteră și în mijlocul ei cumva curge lavă. Holy Jesus! Da, întrebarea mea este următoarea. Cum o să urc eu? Oh, salut delfinule! Hello, drăguțule! Cum o să urc eu înapoi? Probabil că pe aici, pe undeva ar trebui să urc și să mă duc să văd dacă găsesc comoara respectivă. Cine știe? Diamante, treburi, chestii, socoteli. Ar fi frumoase. Și folositoare de altfel. Cred că, din ce văd eu pe hartă, comoara noastră ar trebui să fie unde... Ha! va pe aici. Trei diamante, o grămadă de fier, o grămadă de aur, which is nice. Asta înseamnă că aș putea să mă cam lipsesc probabil de pickaxe-ul ăsta de stone. Man, chiar dacă ai fost cu mine de la început și n-aș vrea să mă despart de tine pentru că mi-ești drag și te-aș pune, sincer să fiu, cu tine într-un frame pe perete. Nu prea mi-am așa mult loc și aș putea eu să fac rost somon. Ăsta putem să-l aruncăm că nu ne mai interesează, ca să mai facem un picuț de loc să ne punem treburile pe aici. De ce n-aș mai avea nevoie? Probabil de oak planks-urile alea, de oak log-urile alea, pardon, nu de plank-uri. Ce aș putea să mai arunc de pe aici? Aș vrea să iau și TNT-ul. Aș putea să fac pâine, probabil, din tot hay bale-ul ăsta, dacă stau bine să mă gândesc, chiar să vedem. Punem un crafting table jos. Punem ăsta jos. Punem toate chestiile astea aici înăuntru deocamdată, cât să ne facem un picuț de loc. Și am pus și hay bale-ul. Da. Nu cred că v-ați fi așteptat la treaba asta din partea mea. But hey, sunt eu. Puf, mereu se întâmplă chestii neașteptate. Sunteți în preajma mea. Mere, vrem să avem, nu vrem să avem o dietă cât de cât echilibrată. Da, o să mâncăm altădată mere, o să aruncăm și astea. Păstrez doar pâinile, nici măcar peștele nu o să mi-l trebuiască. Fiindcă, din ce am văzut eu până în momentul de față, nu îți consumă foarte, foarte mult hunger când, cum îi spune, când joci pe Peaceful. Ceea ce e foarte mișto. Bun, o să păstrăm toate astea. Cartofii o să-i păstrăm în cazul în care o să vrem să-i plantăm pe acolo. Aruncăm toate șmecheriile astea aici înăuntru. Pe tine te punem aici, ale acolo. Și Heart of the Sea o să-mi trebuiască, poțiuni de underwater breathing. Well, nu știu niciodată când o să fie handy. Și spargem ăsta, îl luăm cu noi, punem bucățica asta de risipă acolo și ca să nu arate totul urât, o să facem treaba asta. Păstrăm, cum îi spunem, chestiile cât mai natural pe aici. Și acum, dacă tot facem treaba asta, nu o să mai am nevoie nici de bucățile astea de cobblestone, nu uite așa, ca să facem un picuț mai mult loc în inventar. Da, perfect. Și acum trebuie să sărim de aici, să ne dăm cu fundul de apă. Yep, perfect. După care să ne luăm barca, am sărit pe un pește, să ne luăm barca și să ne cărăm înspre răsărit. Ia uite ce frumos e. Fantastic de frumos Minecraft-ul ăsta. Cred că am văzlit vreo 10 zile în continuu pe oceanul ăsta vast și lung până să reușesc să dau și eu de pământ din nou. Jesus, am crezut că nu mai găsesc pământ deloc. Am găsit o singură insulă amărâtă în vârful. Auzi mai ce vorbesc. În mijlocul oceanului și... m-am urcat un pic pe ea, mă gândeam să vă arăt ce e pe acolo, dar sincer să fiu cu voi, nu mi s-a părut foarte interesantă treaba respectivă, așa că am renunțat la ideea de a vă mai arăta. Era mare și degeaba, practic. Era o insulă mare și degeaba. Și aici văd că suntem într-un biome de Dark Oak, pare a fi. Drăguț, câtuși de cât. Nici nu-i zic ca să văd un picuț cum se văd toate lucrurile pe aici. Am ajuns noaptea, din păcate, aici. Dar poate avem norocul să găsim... Opa, uite aici e un pic de sprus, din ce văd eu. Și pare a fi un loc destul de interesant în partea asta. Dacă mai plimb eu un picuț pe aici și în partea asta, la tăiară, își pare un loc destul de plat. Nu aș putea să-mi pun casa pe un loc care să fie, spre exemplu, foarte abrupt. Ai o oaie sau e un câine? E o oaie. Ok. Am crezut că e un câine ciudat. I swear to God. Ia să vedem noi ce mai avem în partea asta. Era foarte mișto să fi instalat naibii și un mod de hartă, un mod cu o hartă, ca să pot să văd totuși zona un picuț mai amplu și mai de sus, ca să zicem așa. Dar în același timp cred că aș putea să dărâm vreo câțiva copaci de pe aici, să-mi fac un turnuleț înalt și să văd în ce zonă ne aflăm. Oricum, cred că o să aștept să vină ziua și să vedem cum se prezintă zona de aici și probabil că aici o să ne așezăm, sincer să fiu cu voi. S-a meritat să călătoresc atâta timp pe ocean. Chiar s-a meritat. M-am plimbat pe râul acesta și, sincer să fiu cu voi, cred că am găsit locul potrivit pentru viitoarea noastră căsuță. Pare destul de drept și destul de aproape de nivelul apei, ca să zic așa, și pe lângă asta, cred că după ce dărâmăm câțiva copaci de pe aici, o să-mi ofere destul spațiu încât să am posibilitatea să-mi construiesc o căsuță cât de cât decentă, aș zice eu. N-aș vrea să o fac nici prea mare, dar nici foarte, foarte mică, ca să zicem așa. Între timp am făcut un sleeping bag, ca să pot să dorm și eu, să treacă noaptea odată, să nu aștept ca nătărău. Și nu pot să deschid chestiuța asta și să bag lucruri înăuntru. Trebuie să dau shift click dreapta. Ok. Punem aici niște chestii. Lăsăm câteva treburi de care nu avem nevoie. Pe tine totuși te-aș folosi, cred că. Asta o putem pune acolo. Ața, chestiile astea, diamantele, uite aici, Heart of the Sea, fierul și alte chestiuțe le putem lăsa pe aici. Și cu asta cred că în mare parte ne-am cam organizat noi. Tot ce aș putea să mai fac este să pun chestul ăsta aici și să punem lemnele înăuntru lui. Punem crafting table-ul lângă și în partea asta eventual punem treaba asta și ne apucăm să ne prăjim noi fierul pe care îl avem. Și cât suntem pe aici, este timpul, zic eu, să adunăm niște resurse, nu? Din nefericire, tot adunatul de lemn mi-a cam diminuat rezervele de fier. M-a cam făcut să trec prin vreo 3 topoare, tot lemnul pe care l-am adunat, și acum sunt pe aici, prin pădurea asta întunecată, în căutare de o peșteră unde să pot să mă duc să mai caut și eu niște fier și să adun eventual și niște piatră pentru căsuța noastră, că 100% o să am nevoie și de piatră pentru build-ul pe care îl am eu în cap. Partea nasoală este că... nevermind! Am găsit peștera, doamnelor și domnilor, am găsit peștera. Finally! Și pare să fie un lush cave. Singurul mod în care pot să mai iau damage în... pe Peaceful este doar dacă pic de la înălțime și mă dau cu fundul de pământ. Ia să vedem ce găsim noi pe aici. Un picuț de luminiță. Cred că ar trebui să-mi pun eu torța asta în mâna dreaptă ca să am posibilitatea să văd pe aici prin peștera asta și să căutăm fier. Fier, cărbune, cupru. Măi, cupru nu cred că o să am nevoie. Eventual, dacă reușesc să ajung și mai jos de atâta, în adâncurile adâncurilor, aș putea să găsesc și niște diamante și să-mi fac unelte de diamant care să mă ajute un picuț mai mult la treburile mele. Ia uite, lavă. Nu înțeleg de ce o luat foc chestiile pe aici, dar mă rog. Și aparent acolo avem o fundătură. Toată treaba este să mai știu și să ies. Să mai știu și să ies din peștera asta. Să nu fiu nevoit să mă vârt ca besmetecul pe aici până ce îmi găsesc ieșirea. Oare să iau și cupru ăsta? Aș putea să-l iau și să-l topesc. Pentru că s-ar putea să-mi fie de folos experiența pe care o obține din topirea cuprului. Nu pot să-mi dau seama cum s-a urcat băiatul nostru în vârf la ciuperca aia. Și nu știu dacă vreau să întreb de ce e așa dubioasă textura de la lame. Adică, de ce au cuvorul ăla tras peste cap? What's going on, man? What's going on? În fine, o să lăsăm pe el să stea acolo cu minte în treaba lui. Și noi o să ne uităm pe aici prin cufere să vedem cât de profitabil a fost toată expediția noastră în mine. Nici nu știu, sincer să fiu cu voi, de când nu m-am mai dus să farmez liniștit printr-o mină, mă rog, să minez, aș putea să zic mai degrabă. Însă a trecut foarte mult timp de când m-am plimbat pe acolo fără să-mi cadă vreun creeper în spate sau să mă iei scheleții la săgeți. Și am strâns o grămadă de chestii. Am strâns niște cupru, asta mai mult un picuț pentru experiență, niște lapis, tot așa pentru experiență. Am strâns 22 de diamante, which is very, very nice. Îmi place la nebunie faptul că au schimbat generarea diamantelor în versiunile astea de 1.20, 1.20. Noi jucăm pe 1.26, by the way. Niște aur și încă niște fier. Folosindu-mă de fierul respectiv, am mai dărâmat de pe aici niște copaci, am plantat niște spruci, după cum se poate vedea pe jos, și am strâns resursele astea care sunt gata pentru a ne construi noi căsuța. În partea asta am mai strâns câteva resurse și bineînțeles că începe să ploaie. Măcar arată frumos și liniștitor. În partea asta am mai strâns câteva resurse pentru diferite lucruri de care o să avem noi nevoie. Probabil că scări și fundația casei sau chestii de genul acesta. Trebuie să văd un picuț cam unde aș vrea eu să o fac și unde aș vrea să o plasez. Și bricurile astea sunt pentru un șemineu. Mă bate gândul să am un șemineu musai la casa asta. Să fie așa cozy, să fie drăguț, să fie o ambianță frumoasă înăuntru casei și un picuț de glass. Acum, dacă iau eu un stack, cred că o să-mi ajungă deocamdată și o să încep să îmi plasez cumva pilonii pentru casă, mă gândesc eu. Trebuie să văd numai pe unde, Doamne, aș vrea să fac. Fiindcă aș vrea să fie cumva casa făcută pe două bucăți și vreau să... Pe două bucăți însemnând că vreau să aibă... să fie din două dreptunghiuri, cum ar veni, din două forme geometrice, adică să avem un dreptunghi care să meargă încolo și după aceea un conul care merge încoace. Aș putea să zic o formă de L. Cred că o formă de L ar defini-o destul de binișor. Și cred că primul nostru pilon o să vină probabil aici, să facem treaba asta, după aceea să vedem pe unde îi punem pe restul. Cred că ceva de genul ăsta aș vrea să vină layout-ul casei, mă gândesc eu. O să avem două dreptunghiuri care să fie conectate între ele. Unul o să fie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lățime și cred că e de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lungime și celălalt e de 5 pe 9, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Razele soarelui dis de dimineață care trec frumos printre copaci. O să fie fantastică căsuța asta, deci o să fie genial de frumoasă. Acum ce trebuie eu să fac este să mă apuc să construiesc cum ar veni prima parte a căsuței și cel mai probabil aici în partea asta o să vină podeaua undeva la nivelul ăsta. Dar înainte să scoatem noi podeaua respectivă în evidență și să ne apucăm să o construim, cred că ar fi bine totuși să îmi fac, din diamantele pe care le avem, niște unelte. Astea o să le punem aici, că ne-o servi destul de bine până în momentul de față. Și o să am nevoie de un târnăcop pentru viitor. Așa, o să am nevoie de un topor și o să am nevoie de o lopățică. Armură și alte chestii de genul ăsta deocamdată nu-mi trebuie, că, sincer să fiu cu voi, nu știu dacă o să vă vină să credeți, dar nici măcar hangarul nu mi-a scăzut. Am căzut de câteva ori de la înălțime, am rămas cu jumătate din viața pe care o am și totuși nu mi-a scăzut hangarul deloc. Nu pot să-mi dau seama cum, de ce și așa mai departe, dar se pare că pe Peaceful nu prea avem nevoie de mâncare. Pe Peaceful se pare că nu prea avem nevoie de mâncare. Acum trebuie să stau să mă gândesc un picuț cum aș vrea eu să fac podeaua. Mai exact, nu neapărat cum, din ce blocuri aș vrea să fac podeaua. Și ținând cont de faptul că avem o grămadă de Dark Oak, mă gândesc că poate ar fi o idee bună să facem podeaua ceva în genul acesta. Să avem puse cuburi, probabil că ceva de genul. Ia să vedem, reușesc eu să fac treaba asta? Cuburi de Dark Oak decojite, dar puse ceva în genul ăsta. Așa, adică să vină ca și un fel de pattern de șah, aș putea să zic, doar că o să vreau, cred că, să fie un picuț mai altfel și să vină probabil mai multe blocuri din același tip, uite așa. Da, probabil că ar arăta destul de interesant, zic eu. Cred că da. Cred că așa o să rămânem cu ideea asta. Și o să mă apuc să dărâm aici tot dirt-ul, grass-ul. Și după aceea o să mă pun să pun podeaua și pe urmă să ridicăm pereții la căbănuța noastră. Chiar dacă nu sunt mare fan al pattern-urilor care seamănă cu tabla de șah, cred că mi-a ieșit ceva destul de interesant aici. Arată cât uși de cât drăguț și dacă, mă rog, dacă am mai fi putut adăuga pe undeva niște covoare, doar că din ce am văzut eu pe aici prin pădurea asta nu prea am găsit animale, sau în special oi, să zicem, ca să pot să le tund, să fac rost de niște lăniță ca să-mi adaug niște covoare pe aici, ar fi fost drăguț, ar fi arătat mișto, dar hei, asta este, n-avem ce să facem. Aici în partea asta aș vrea să pun o scăricică. Am vrut neapărat să am una dintre părțile casei să fie un picuț mai jos, fiindcă mă gândesc că în partea asta, de exemplu, aș putea să adaug iarăși o ieșire care să mă ducă înspre o micuță grădină unde s-am plantat și eu niște cartofi, niște grâu sau whatever, ca să avem mâncare. Chiar dacă se pare că nu prea avem nevoie de mâncare pe Peaceful mod, se vede că n-am jucat niciodată, sincer, dar mă bucur atât de mult de experiența asta chill de Minecraft, nici nu vă vine să credeți, nici nu vă vine să vă imaginați. Nu știu dacă și vouă vă place ce fac eu pe aici și dacă vă place stilul ăsta așa mai chill de gameplay, însă o să vedem probabil prin like-uri și prin secțiunea de comentarii, desigur. Ei bine, fundația casei o să vină ceva de genul acesta, undeva probabiluț că pe aici o să avem o micuță verandă în fața casei și cu o scară care să ducă înspre o ușă. Cred că ceva de genul undeva pe aici o să vină o ușă, după care o să avem niște geamuri și mă gândesc că fundația asta ar fi mișto dacă ar fi un picuț randomizată cu câteva bucățele de andesite pe aici, pe acolo. Nu foarte multe, nici foarte, foarte des răspândite, ca să zicem așa, dar totuși ar arăta drăguț ca pe aici, acolo să avem câte un picuț de andesite care să mai schimbe o lecuță din textura asta de piatră. Chiar dacă e destul de interesant cobblestone-ul, parcă totuși știți ce? Prea mult strică oarecum. Așa că aici colo o să-i adăugăm noi câte un picuț de textură. Aici în partea asta o să se vadă și din fundația casei. Așa că o să ne apucăm și o să băgăm pe aici câte un picuț de andesite. Tu ar trebui să fi schimbat. Pam, pam, ceva de genul acesta. Și probabil că în partea asta o să mai băgăm încă o bucată. Aici... Hai să conectăm colțul ăsta, dacă tot arată așa de drăguț. Perfect. Mai băgăm o bucată de andesite aici. În partea asta arată 1, 2. Punem o bucată aici și probabil că 2 aici. Și ar trebui să fim în regulă cu randomizarea. Cât de cât, să arate cât de cât drăguț, să mai schimbe un picuț din textura de cobblestone. Cobblestone-ul cu andesite-ul, din fericire, se potrivește destul de binișor. Partea nasoală este că andesite-ul e cu mult mai smooth decât cobblestone-ul și atunci totuși se potrivește, dar parcă nu-i chiar la locul lui. parcă nu-i chiar la locul lui când vine vorba de randomizare. Aș putea să fac treaba asta doar așa și să pun aici așa o chestie de genul. Da, cred că ar arăta perfect așa. Excelent. Și acum trebuie să stau să mă gândesc un picuț de ce vreau să fac eu pereții. Fiindcă dacă ne folosim de sprus, adică de plancuri de sprus, parcă are și prea întunecată toată treaba și parcă are și un picuț prea întunecat vibe-ul ăsta de aici, deși merge bine în contrast. Nu zic nu. Mă gândeam la oak, dar acum că am văzut cum arată sprusul, mă gândesc că oak-ul s-ar putea să fie un picuț cam prea puternic în contrast, deși n-arată rău nici oak-ul. M-o să trebuiască să mă duc să mai adun niște lemn de oak, fiindcă în drumul meu până aici nu prea am adunat deloc. Da, Cred că o să mai adun eu niște lemn de oak și o să mă pun să fac pe aici pereții frumușel cu oak și după aceea o să trecem la partea de acoperiș unde cel mai probabil o să mă folosesc de sprus. Am găsit și destul oak prin păduricea noastră pe aici, cât să ne facem pereții. Bineînțeles că deocamdată sunt doar niște pereți simpli de oak. Avem o gaură pentru ușă, sau cel puțin nu aș vrea să vină ușa, și o gaură pentru un geam pe partea cu ușa, deși pare că îi lipsesc o grămadă de chestii. Aș fi vrut să fac geamul probabil mai mare sau... I don't know, o să le las așa deocamdată și o să ne focusăm în momentul de față pe construirea unui... Cred că Stonecutter îi spune, dacă mi-aduc eu bine aminte. Perfect, da. Păi da, nu mi-aduc eu aminte. Nu mi-aduc eu aminte că îi spunea Stonecutter. Unde să te punem pe tine? Pot să te pun... Yes! Pot să te pun acolo sus, perfect. Și o să ne folosim de cable deep slate-ul ăsta în așa fel încât să ne facem noi... Cum aș putea eu să organizez un pic cu strebulece, să le randomizez în staff? Că parcă ăsta, deep slate bricks-urile astea, parcă nu ar merge chiar așa de bine cu cable. Sau, ia, știți ceva, o să facem așa, o să folosim asta și o să folosim astea și o să încercăm să randomizăm cu astea două și acum o să am nevoie de niște spruce pe care o să o transform în plank-uri, după care o să-l facem în scări, uite așa frumos. Și probabil că o să mai am nevoie de încă niște sprus pentru a face restul de acoperiș. Da, ceva de genul ăsta. Ce să punem de aici? Punem de aici deoparte... De fapt, de ce am atâtea bețe la mine? Aruncă-le. Și Doamne Dumnezeule, fac atâtea bețe la mine, nu pot să-mi dau seama. O să ne urcăm aici sus, dar cred că o să intru pe aici prima dată. Și o să mă ocup de acoperiș. Acoperișul o să vină probabil ceva în genul ăsta. O să avem, uite aici așa, o chestiuță de genul ăsta. Și așa, după care... Să începem așa prima dată și după aceea o să-mi trebuiască și din astea. Și blocuri de deep slate. Well, cred că o să folosim prima dată sprus și după aceea o să le schimbăm cu deep slate. Da? Cred că o să vreau să vină ceva în genul ăsta. Ca să aibă oarecum un vârf un picuț mai ascuțit și un picuț mai mare, să putem să avem și un pod. În pod cred că aș vrea să fac camera de stocare, să zicem așa, unde să avem toate cuferele și toate chestiile de genul ăsta. Dar ceva de genul mă gândesc. Să aibă o formă de genul ăsta, adică să vină un picuț mai țuguiat aici, nu, mai țuguiat în vârf și aici să vină un picuț mai așa, probabil, sau ceva de genul ăla. Să aibă un fel de curbură, cred eu. Văd eu, mă pun să-l construiesc și încet oricum o să-i dau forma. Acum că am terminat de făcut acoperișul, mi se pare că e o casă un pic cam mare pentru un simplu pescar, aș spune eu. Dar totuși este o casă destul de drăguță. Căutam referințe pentru case de pescar pe internet și am dat peste o căsuță care seamănă cu asta. Așa că am zis, mă băiatule, pare o casă interesantă, hai să ne inspirăm din modelul respectiv și să vedem ce ne iese dacă punem amprenta noastră asupra ei. Și aparent, până în momentul de față, arată destul de binișor din punctul meu de vedere. Tot ce vreau să mai fac acum este să aducem aici în față o verandă. Nu știu sigur la ce nivel vreau să o aduc totuși, pentru că dacă intrăm aici înăuntru în căsuță, mă rog, căsuță, mult spus. Și ne ducem în partea asta, vedem că aici am zis că vreau să cobor cu un nivel mai jos, ceea ce înseamnă că probabil, probabil ușa noastră o să vină, să zicem, aici. Hai să zicem aici. Ceea ce înseamnă că o să fie cam aici, la nivelul ăsta, lucru care ar însemna că noi ar trebui să aducem poteca care e în jurul casei sau veranda, cum vreți voi să-i spuneți, undeva pe la nivelul acesta, lucru care înseamnă că aici o să trebuiască să avem o scară pentru ușă, un picuț mai sus. Ceea ce înseamnă că eu ar trebui să mă apuc să dărâm dărtul ăsta de aici, sau podzol, ce-o fi el, și să mă apuc frumușel să fac veranda respectivă. Întrebarea mea este acum, dacă vreau să... Dar cred că aici în partea asta, din păcate, o să trebuiască să am geamuri de un... Da... Da, o să trebuiască să am geamuri de un singur bloc aici, în partea asta. De exemplu, dacă vreau să pun un geam, nu știu, aici. De fapt, se asta e așa un picuț, că pot să fac treaba asta. Aș putea să fac treaba asta aici, bineînțeles, să punem niște scări. Și aici, jos, în fața, am putea să-i punem niște floricele or something. La ce mă refer prin scări? Nu știu dacă mulți dintre voi știți treaba asta sau mulți dintre voi construiți în felul ăsta, dar eu de fiecare dată când am un geam, spre exemplu, îmi place să am o chestie de genul ăsta. Să fac o treabă de genul ăsta, așa, și între să pun, cum le spune, glass pane-uri. Așa, vreau să pun glass pane-uri. Și aici o să avem o chestie de genul ăsta jos, nu o să mai punem scări, o să lăsăm așa. Și aici o să vină așa frumos glass pane-uri, îi dă un pic de adâncime casei, adică nu o să mai vedeți un perete plat, o să vedeți că aici lipsesc niște pixeli, ceea ce îl face să arate un pic mai drăguț. Același lucru și la uși. Exact aceeași chestie o să facem și la uși, spre exemplu aici o să spargem asta de aici și o să punem o scară acolo și ușa o să se o să fie pusă din interior și o să se deschidă încoace în partea asta. Aici la fel, o să spargem ăsta de aici și o să punem o scară acolo ca să putem să avem ușa. Și aici în față la treaba asta aș vrea să adaug eu, după cum ziceam, o micuță grădină. O să facem probabil un gărduleț micuț ca să nu ne deranjeze nimeni și nimic. Și înăuntru o să plantăm câteva chestiuțe și deasupra vreau să fac cu campfire-uri, chiar așa că tot discutăm despre campfire-uri, să vedem, mai am 32 coal. Și mai am aici ceva chestii din astea, lucru care înseamnă că ar trebui să pot să fac campfire-uri lejer. 21 nu cred că o să fie suficiente. 21 nu cred că o să fie suficiente, dar hei, o să ne ajungă măcar pentru o perioadă de timp. Și cam de pe unde aș vrea eu oare să încep treaba asta? O să trebuiască să fac și aici sus. Aici sus iarăși o să vină aceeași chestie, o să avem niște campfire-uri care să vină deasupra ușii, probabil 1, 2, 3, poate chiar 4 blocuri. Da, cred că 4 blocuri ar fi ideal, zic eu. Tis de dimineață, păsărelele ciripesc. Mai înainte era un corp pe acolo care făcea urât, dar soarele cade atât de frumos peste casa noastră. Păi... n-am crezut niciodată că o să mă prindă atât de tare să stau chill și liniștit. Ia auzi la-i. Alo, domnul, avem o treabă aici, filmăm, vă rog frumos. Liniște în pădure. Nu m-am așteptat să mă prindă vreodată așa de mult stilul ăsta chill de a mă juca Minecraft și să stau aici fără să mă bâzie mobi la cap, fără să am alte treburi, ci pur și simplu să stau să construiesc, să mă bucur de... cuburile pe care le pun în stânga și în dreapta și să mă bucur, uite, de o grădină de asta așa micuță în fața casei. De, nu știu, pavilionul ăsta pe care l-am făcut aici sau cum doamne o spune, care îmi acoperă veranda asta ca să fie umbră. I don't know, e așa de plăcut, așa de liniștitor și așa de minunat. O să apăs un F4 ca să ne punem într-un fel de free cam sau ceva de genul acela. Și o să ne învârtim un picuț în jurul casei. Partea asta de aici o să mai trebuiască încă lucrată, partea din spate de aici încă mai să mai trebuiască meșterită și aici cred că, da, probabil un picuț de randomizare nu cred că ar strica. La acoperiș mă gândesc dacă să pun prin el niște blocuri de spruce stripped. Poate ar face o diferență, dar nu cred, sincer, nu cred că ar ajuta cu nimica. Aici poate că putem să punem... poate putem să punem un geam frumos care să bată încolo înspre pădure, dar în partea din față, într-o oarecare măsură, suntem aproape gata, aș zice eu. Aici sus trebuie să mai punem iarăși un gemuleț. Aici, nu știu sigur dacă o să adaug ceva aici sus, probabil că o să adaug ceva chestii aici, dar ăsta o să fie ca și un fel de mini-balcon, ca să zicem așa. Bineînțeles, interiorul nu l-am făcut și acum ce mi-aș dori eu să fac este... un ponton de-a împrejurul casei și probabil că o să-l încep undeva de aici. O, săraca de tine, îmi pare rău. Probabil că o să încep de undeva de aici din partea asta și să mă duc tot așa roată până când o să ajung aici în fața casei și aici o să avem o micuță potecuță către pontonul ăsta de unde o să putem să pescuim și de unde o să putem și să ne luăm barca și să ne cărăm cu ea. Cumva a ajuns barca mea undeva pe aici, în momentul de față. Nu știu cum de a ajuns așa departe, dar uite că s-a deplasat cumva, Însă înainte să începem pontonul respectiv, o să mai am nevoie de materiale, fiindcă vreau să fac pontonul din campfire-uri. Da, din campfire-uri. Cu lemnul nu se pune problema, cu lemnul stăm încă destul de bine. Mai avem o grămadă de sprus, mai avem o grămadă de dark oak pe aici și în cel mai rău caz, pe partea cealaltă văd că sunt niște copaci destul de mari de sprus și pot să mă duc să mă iau un picuț de ei, dacă este necesar și este nevoie. Tot ce mai îmi trebuie sunt cărbuni. Mai am ceva pe aici, dar nu mai am chiar așa de mult. Și cred că nu vreau să mă duc iarăși să mă pierd pe aici prin pădure. Am mai fost de vreo două ori laminat de, cum îi spune, de deep slate și m-am pierdut, m-am rătăcit. M-am rătăcit. Prima dată când am fost în mină, într-o peșteră, și am căutat diamante și fier și alte minereuri de genul ăsta, am intrat undeva de prin pădure de pe acolo și am ieșit undeva în partea aia altă, destul de departe. Așa că mă gândesc eu să mă duc cu barca până pe partea cealaltă și probabil să mă pun undeva și să sap pur și simplu în jos până când dau de o peșteră sau de materiale de care am nevoie. O să mai am nevoie și de ceva fier, mă gândesc eu, fiindcă am folosit foarte mult să fac lanțurile astea și am mai folosit câtva să-mi fac torțele. Nu torțele, mă scuzați, să fac astea. Să fac lanternurile astea, care arată destul de mișto pe aici. Ar fi fost... Deși nu știu sigur, mă gândeam că i-ar fi dat un vibe mai frumos lanternurile albastre, dar nu cred. Chiar nu cred. Ai, un somn bine meritat. Ai, și ne-a trezit fix la ciripitul păsărelelor și l-a răsărit cu soarele. O, ce frumos, mă, băiatule, mă. Oameni faini, s-a muncit și ne-am spetit și vai șamar. Dar, într-un final, cabana noastră este terminată, arată fantastic din punctul meu de vedere. Eu, când mă uit la ea, m-am îndrăgostit. Mi-a luat 2 zile, m-am jucat 2 zile să fac toate șmecheriile astea pe aici, dar sincer să fiu cu voi, o experiență mai faină ca asta n-am avut. Sper că v-a plăcut și vouă și sper că v-ați simțit și voi bine alături de mine. Înainte să încheiem videoclipul, o să vă prezint un picuț lucrurile pe aici prin zona noastră. Avem aici în față, după cum puteți să vedeți, o micuță grădină unde cresc legume și tot felul de șmecherii de acest gen. După care, dacă intrăm înăuntru, vă prezint zona noastră de chesturi, unde ne ținem toate nebuniile pe care noi le-am găsit de-a lungul timpului și toate chestiile pe care le-am adunat. Putem să ne prăjim mâncare, putem să ne prăjim oruri, putem să prăjim piatră și alte șmecherii și mai avem încă o tonă de loc de stocare aici și aici, bineînțeles, prietenul nostru Stonecutter, care ne-a ajutat de-a lungul călătoriei noastre pe această lume. Un micuț șemineu aici, din păcate n-am putut să pun, cum îi spune, stonebrick-uri și pe din afară, pentru că se vedea urât de aici. Se cam vedea urât din partea asta. Deși acum că am asta aici, probabil că nu s-ar fi văzut așa urât. Din moment ce am pus acolo, am și uitat că am pus frunze acolo. Oh well, asta este viața. Dincoace, din pricina unui mod pe care o să-l găsiți cel mai probabil în descriere, putem să punem scările fără să avem blocuri în spatele lor. Așa că am pus o scară aici frumușel și sus avem dormitorul, desigur, unde ne-am trezit mai devreme. Probabil că o să țină teracota asta de la șemineu un picuț de căldură și aici sus în dormitor, chiar dacă e așa mai open space, dar e frumos să ai aer curat în timp ce dormi. În partea de jos o micuță bucătărie unde putem să craftăm lucruri, putem să ne spălăm pe mâini și putem să prăjim anumite chestiuțe, un picuț de verdeață și o leacă de storage space, uite aici sus, pe care nu putem să-l deschidem. Cred că astea ar trebui schimbate cu barrel-uri. Doar că m-am grăbit să-mi pun acolo storage-ul și nici măcar nu m-am mai gândit dacă sunt funcționale sau nu. Asta este. În partea asta altă avem barrel-uri, bineînțeles, cu trapdoor-uri de oak par mai interesante și probabil că aia o să fac și aici, o să pun trapdoor-uri de oak și barrel-uri acolo sus la un moment dat. Dacă o să mai joc pe lumea asta, desigur. O micuță măsuță, un mic cuier aici unde să vă lăsați chestiile și aici avem un armor stand unde să-ți lași armura. Un picuț de lumină, un perete separator și aici niște lemne pentru focul nostru din șemineu. Ah, ce frumos și ce drăguț! O masă unde putem să servim cina, micul dejun și alte tipuri de mâncări. Și sus, am putea să mai facem chestii și sus aici în camera asta, dar m-am lăsat pe gubaș și n-am mai făcut nimica. Pur și simplu am închis-o. Mă, normal ar trebui să facem pe undeva, probabil pe aici ar fi o scară sau pe undeva pe aici prin zonă, poate chiar aici am putea să punem o scară care să ne ducă sus, dar am renunțat la ideea respectivă. Și ieșind afară și trăgând în piept aerul curat de munte și de pădure, avem mica noastră verandă, de pe care dacă coborâm ne întâlnim cu un copac și cu un hamac. Un hamac în care poți să tragi un pui de somn dacă vrei, ca să se facă noapte, bineînțeles. În ăsta poți să stai să te relaxezi numai ziua. Foarte drăguț hamacul ăsta, foarte mișto modul care adaugă hamacul. Îl ador la nebunie. Și aici avem, bineînțeles, pontonul nostru de pe care pescuim, cu bărcuța noastră cu care putem să plecăm și mai departe în alte aventuri. Și roată, dacă ne plimbăm pe aici, putem să vedem minunata noastră cabană din pădure de pe malul râului. Doamne, cât de frumos poate să fie! Aici am uitat să pun aparent trapdoor-uri de... am uitat să pun aici trapdoor-uri de... cum îi spune, de Dark Oak. Am făcut modelul ăsta la acoperiș, fiindcă mi se pare că arată așa un picuț mai drăguț, ca și cum l-ar ține ceva legat și l-ar ține plasat acolo așa frumos. Aici avem fereastra de pe care ne putem uita când dormim, sau mă rog, înainte de somn putem să ne uităm pe fereastră, nu pot să sar acolo, ce ciudă mi! Dar putem să vedem întunecata pădure de aici, din spatele nostru, plină de copaci și de ciupercuțe, și roată, dacă venim pe aici, ajungem înapoi la mica noastră grădină. Dragii mei, sper că v-a plăcut această minunată aventură liniștitoare în care ați venit alături de mine. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și că ați urmărit acest videoclip. Dacă v-a plăcut și vreți mai multe aventuri de genul acesta, puteți să lăsați un micuț like pentru Nenea Pufu și un micuț subscribe dacă n-ați făcut-o deja, desigur. Și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. V-am pupat!